Încă 148 de locuri noi de muncă sunt disponibile în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, unde de asemenea se pregătesc 6 cursuri de formare profesională care se adresează șomerilor indemnizați sau neindemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 148 de locuri de muncă vacante, care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. În ceea ce privește oferta de locuri de muncă vacante, astăzi, 24 septembrie, există 148 de locuri declarate vacante de către mai mulți angajatori care operează în diferite domenii de activitate, după cum urmează. Administrator imobile 1 loc, agent de securitate 5, asistent manager 1, ajutor ospătar 14, ajutor bucătar 3, barman 1 loc, bucătar șef 1 loc, consilier juridic 1, coafor 2, cameristă 1, dispecer 5, dulgher 8 locuri, economist 1 loc, electrician 2, expeditor internațional 1, femeie de serviciu 6, firar betonist 4, faianțar 1 loc, finisor interioare 7, frizer 2, instalator sanitar 3 locuri, îngriștor spații verzi 1, lucrător în bucătărie 2, lăcătuș mecanic 1, menajeră 1 loc, muncitor necalificat în diferite domenii de activitate 12, necalificat în construcție 1 loc, operator fabricare hârtie 6, ospătar 11, pizar 10, pregătitor suprafețe 2, șofer 12, sudor 1 loc, supraveghetor hotel 1, tâmplar 1, tâmplar universal 1, tinichigiu auto 1 loc, vânzător 1 loc, vopsitor în lemn 1 loc, vopsitor auto 1 loc, sugrav 1 loc și 10 locuri pentru cei care au calificarea de zidar. De asemenea, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pregătește cursuri de formare profesională. Facem înscrieri pentru tâmplar universal, babysitter, femeie de serviciu, ospătar, îngrijitor spații verzi și agricultor în culturi vegetale și creșterea animalelor. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă, cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.